pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Magor Cibi din nou în studio, Head of Leadership și Cultură Organizațională la Trend Consult. Salut, Magor, bine ai revenit alături de noi. Salut, bine te-am găsit. De ce e bine, Magor, să primim așa din când în când măriri de salariu? Cum, în afară de partea financiară, evident, că na, simțim cu toții... Săptămâna trecută am vorbit puțin de ce este mai important să reținem oamenii în organizație sau în companie și nu neapărat tot timpul să ne uităm la soluții de recrutare, adică cum putem să aducem oameni noi. Și mi se pare că trăim în acest moment o perioadă în care inflația e destul de mare și în foarte multe companii, în foarte multe firme văd că discuția asta despre măriri de salarii devine una foarte actuală. Și ceea ce iarăși văd, în momentul în care ne uităm la astfel de discuții, luăm cumva o abordare destul de simplistă. Adică spunem că discuția e ne permitem, nu ne permitem, îți dau, nu îți dau și mă gândesc exact la situația dată. Însă ceea ce este foarte important în astfel de momente să conștientizăm cât de multe cheltuieli și cât de multe consecințe financiare sunt în astfel de discuții, cât de mai rea e miza și cât de mulți bani sunt care nu se văd. E un motiv pentru a rămâne fidel unei firme, creșterile acestea repetate de salariu? Nu este un motiv principal, însă în momentul în care piața începe să crească, adică vedem că prețurile cresc pe piață, s-ar putea să devină un motiv de frustrare. Și atunci, de exemplu, e foarte bine să ne gândim care sunt costurile când avem o astfel de discuție în organizație sau în firmă, mai ales în momentul în care tindem să spunem nu. Cât de atenți suntem la oameni, ce fel de mesaje transmitem și ce se va întâmpla după, pentru că costurile vrem, nu vrem, întotdeauna sunt. Și dacă spunem da, există un cost, și dacă spunem nu, există un cost, indiferent ce alege omul. Posibil să fie mai ok pentru companie să îi mărească angajatului deja aflat în curtea companiei salariul, decât să aducă pe cineva de la zero pe un salariu nou, nu mă gândesc. În general, răspunsul la această întrebare este da. Având în vedere că dacă e să ne uităm ce înseamnă să înlocuim un om în orice companie, toată literatura de specialitate, toate studiile și experiența ce ne arată, ne costă între 4 și 24 de salarii lunare ca să înlocuim un om, depinzând în ce funcție este, cât de complexă este jobul sau așa mai departe. Iar în joburile critice, în locurile de muncă unde cumva aportul este foarte, foarte important, mai ales intelectual, poate să ajungă până la 60 de salarii. Și atunci, putem să ne uităm. Vorbim acum de o mărire de 10%. Ne permitem, nu ne permitem, ce eforturi ar trebui să facem ca să putem să dăm o mărire de 10%. Însă dacă nu dăm acea mărire, care sunt potențialele consecințe pentru toată echipa noastră, dar până la urmă și pentru profitul la sfârșitul anului? Și dacă e să ne uităm 4 până la 24 de salarii anuale, foarte greu sunt recuperabile, să spun așa, mai ales că sunt foarte multe lucruri. Și dacă omul nu pleacă de la organizația noastră sau de la companie, putem să observăm că morala până la urmă și motivația, nivelul de motivație, nivelul lui de conexiune cu jobul va scădea. Și am vorbit în prima ediție despre quiet quitting, adică despre acei oameni care stau în companie și nu prea fac mare lucru, tind să supraviețuiască. În momentul în care spunem nu, ori o să avem oameni mai puțin motivați, iar dacă un om este demotivat în echipă, poate să demotiveze o întreagă echipă și asta vedem pentru că asta cumva se transmite. În același timp, dacă omul pleacă, spuneam, o să fie foarte multe costuri la vedere și costurile la vedere sunt mari, dar și costuri ascunse. Da, din punctul ăsta de vedere ai perfectă dreptate. Există riscul de a-ți pleca oamenii. Pe de altă parte, mă gândesc că, nu știu, te poți duce la angajator cu motivul ăsta, au crescut prețurile, vreau să mări salariul. Eu cred că până la urmă în orice discuție de acest gen amândouă părți trebuie să vină pregătite. Adică ce n-aș sfătui pe nimeni să intre direct fără niciun fel de discuție anterioară, fără să fie pregătită întâlnirea, fără să știm despre ce vorbim și efectiv să luăm abrupt acest subiect. Pentru că trebuie să ne dăm seama că e o discuție vulnerabilă pentru ambele părți. Știu și eu din experiență, știe cam toată lumea, când te duci, îți iei inima în dinți și mergi să ai o astfel de discuție, te simți extrem de vulnerabil. Pentru
pentru că noi în România nu discutăm foarte mult despre apreciere, despre nu evaluăm foarte mult unde ne situăm, care este valoarea noastră în companie, iar în momentul în care primim un nu, asta ne transmite cumva și faptul că am fost evaluați, nu suntem unde ar trebui să fim sau nu suntem destul de apreciați în companie, adică e și un dublu mesaj. În același timp, și pe partea angajatorului, și acolo e un proces de gândire, pentru că orice răspuns foarte abrupt, orice mesaj foarte rapid, indiferent în ce direcție, poate să transmită cumva angajatului că, bă, nu ești observat, nu ne uităm, nici măcar nu luăm în considerare, nu vedem nevoile tale. Și atunci e important să vedem. Și mai e un lucru, mai ales pentru angajatori. Dincolo de aceste costuri la vedere, și spuneam 4-24 de salarii lunare, există foarte multe costuri ascunse. Adică ce înseamnă în momentul în care majoritatea companiilor spune că nu găsim oameni pe piață, se chinuie să angajeze, și despre asta am vorbit data trecută. Cât de mari sunt costurile de angajare? Până la urmă vorbim de un branding al angajatorului, vorbim despre tot felul de anunțuri în presă, vorbim despre a clădi o imagine despre tine, despre ce fel de angajator ești. Niște plecări din organizația ta poate să dea total peste cap astfel de procese. Pot să reducă până la urmă performanța și motivarea oamenilor în organizația ta. Și sunt foarte multe astfel de costuri ascunse, care până la urmă pot să fie duble decât costurile care sunt la vedere. Și atunci, dacă aș veni cu un sfat pentru ambele tabere, aș spune pentru angajatori că e foarte important să facem astfel de calcule, adică să ne uităm la oamenii noștri, să ne uităm ce aduc în organizație și ce ar însemna dacă ei ar pleca. Pentru că de cele mai multe ori noi nu conștientizăm, dar ne chinuim destul de mult după ce paguba deja s-a produs. Iar pentru oamenii care se gândesc în acest moment că situația lor a devenit puțin mai grea din cauza inflației, din cauza situației economice, i-aș sfătui ca să se gândească foarte mult și la argumentele pe care le-au auzit în această emisiune, dar și toate argumentele puse cap la cap, care e valoarea pe care aduc ei în organizația respectivă, care să justifice până la urmă o menținere și o apreciere mai bună a serviciilor oferite. Îți mulțumesc, Magor, pentru această discuție. Ne-a scris cineva, nu este foarte de acord cu ceea ce discutăm noi astăzi. Spune că este mult mai ușor să crești salariul prin negociere la un nou angajator decât la angajatorul actual. Sunt total de acord cu așa ceva, adică vedem foarte mult, mai ales în Occident, când sar de pe un job pe altul pentru bani mai mulți, pentru avansare sau promovare pe care nu primești, însă asta cauzează firmelor în general și companiilor pierderi foarte, foarte mari. Și atunci, eu aș spune că înainte să lăsăm ca oamenii să plece pe bani mai mulți la o altă companie, mai degrabă m-aș uita ce am putea să facem să putem oferi condiții similare, pentru că altfel pierderea, după ce o să ne dăm seama, va fi mult mai mare. Continuăm discuția poate și săptămâna viitoare la Cum lucrăm. Mulțumesc, Magor! Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program a fost susținut de Kaufland. Sfaturile pentru o carieră de succes continuă pe cariere.kaufland.ro.